Aici, la fabrica de asamblare a camionelor de armată, trebuie să sosească premierul Nicolae Ciucă, care are o întâlnire cu reprezentanții acestei fabrici pentru a discuta contractul pe care MAPN-ul îl are pentru a fabrica camioane de armată. În această fabrică se vor realiza parțial o parte din cele peste 2900 de camioane militare pentru forțele române. Primul contract, în valoare de peste 216 milioane de euro fără TVA, a fost semnat cu armata și prevede o tranșă de 942 de camioane militare. Începând de la camionul numărul 301, toate ar trebui să fie produse în țară. Cum puteți vedea în imagini, o parte dintre aceste camioane au fost în momentul de față doar asamblate aici. Aici la fabrica din județul Dâmbovița, în momentul de față, se fabrică doar o parte din componentele necesare asamblării acestor camioane, însă după numărul 301 de camioane, aici vor fi produse toate camioanele până la 942. Această fabrică, aș vrea să vă reamintesc, a fost inaugurată la începutul lunii aprilie anul lui trecut, atunci când a participat inclusiv actualul premier al României, Nicolae Ciucă, însă în calitate de ministru al apărării. Aș vrea să vă spun și câteva detalii despre această fabrică, și anume faptul că se întinde pe suprafață de 9000 de metri pătrați și care are o capacitate de producție de aproximativ 440 de camioane. Aș vrea să vă dau câteva detalii și despre ce tip de camioane vor fi produse aici. Mai exact, potrivit contractului dintre Iveco Defense Vehicles și MAPN, aici vor fi produse patru tipologii de vehicule militare din gama Iveco High Mobility. Și vorbim aici de camioane 4x4, 6x6, 8x8 și 8x8 Primer Mover. Din moment în moment, premierul Nicolae Ciucă trebuie să sosească aici la fabrica de asamblare de camioane militare. Va avea o discuție cu reprezentanții acestei fabrici, iar mai apoi va face o vizită a fabricii. Iar la final vor exista și declarații, iar noi vom reveni în jurnalele următoare și cu informații suplimentare.